pe Robogan. Domnul arbitru a fost fault în prima fază, credeți-mă! De pe aici! Sigur! Victor, de data asta a ieșit cum trebuia, a ieșit cu o victorie frumoasă, o victorie la scor. Deși jocul a fost viu disputat, cel puțin în prima remiză. Da, a ieșit cum voiam. Până la urmă, bănuiesc că te referi în întrebarea ta și la meciul de săptămâna trecută. Da, cu siguranță. Eu vreau să încep cu meciul de săptămâna trecută, pentru că acolo nu e o deplasare ușoară. Deci acolo am părut dezamăgiți după meci toți, pentru că ne doream cele 3 puncte. Știam că nu este ușor, era o deplasare unde Deva a făcut 0-0, unde și Mianu a pierdut 3-0, Jiu a pierdut 4-0, și eram dezamăgiți că am reușit să marcăm și n-am putut să câștigăm. Dar până la urmă, cu punctul de săptămâna trecută, noi matematic suntem în play-off, două etape eram înainte de meciul acesta, și pentru al doilea an la rând noi suntem în primele cele mai bune 4 echipe ale seriei. Eu vreau să-mi felicit echipa și băieții pentru aceste performanțe. Pentru noi ce urmează de acum înainte este un bonus. Este clar că ne dorim mai mult, pentru că de-aia ne antrenăm. Cred că avem un lot bun și ne merităm locul din clasament. Că despre jocul de astăzi, eu vreau să-i felicit pentru felul cum au jucat, o echipă care și-a vândut scump pielea, o echipă care joacă un fotbal de calitate. Vreau să-l felicit pe Mario Găman, pentru că sunt convins că este doar meritul lui la ce se întâmplă la Cărbunești. Cât despre noi, ne-am luat cele 3 puncte, suntem bucuroși pentru ele și așteptăm pași greșiți din partea adversarilor care sunt deasupra noastră. Dacă nu, vom continua de pe poziția pe care vom termina și vedem ce putem să facem în continuare. Astăzi am văzut goluri frumoase, dar și o ratare sau mai multe ratări monumentale. Da, am avut destul de multe situații de a marca, una chiar cu poarta goală, una singură cu portarul, multe situații clare de a marca, dar cred că una peste alta a fost un joc viu disputat, cu ocazie și de o parte și de cealaltă. Sunt bucuros pentru că au înțeles că trebuie să dea totul pe teren, pentru că la meci nu este ca la antrenament. În ciuda faptului că n-ați marcat decât un gol în repriza secundă, jocul a fost mult mai sigur, apărarea practic a anihilat tot. Da, 2-0 este un scor periculos, va trebui să îl conservăm și în măsura în care putem să încercăm să mai marcăm. Ne-am securizat cele două goluri, după care, am reușit să ne creăm mai multe ocazii, dar n-am putut să înscriem decât un singur gol. Dacă la începutul săptămânii vorbeam de analize, acum practic se fac acele analize de la jocul acesta cu altă stare de spirit.
Analize sincere și reale le facem între noi, pentru că în vestiar noi ne putem spune tot ce a fost bun și ce a fost mai puțin bun. N-am putut să fiu supărat pentru meciul din etapa trecută, pentru că n-am pierdut până la urmă. Am luat un punct cu care, repet, ne-am asigurat de săptămâna trecută locul în primele patru. Ne doream să câștigăm, ne-am dorit și astăzi, pentru că depinde doar de noi să ne luăm punctele și să așteptăm pașii greșiți al adversarilor noștri. Una peste alta, cred că analizele au fost făcute corect, sincere și fiecare a avut ce învăța. Mulțumim! Yanis, felicitări astăzi, o prestație bună și a ta și a colegilor, o victorie frumoasă, o victorie concludentă, muncită de altfel, o victorie care ne ține acolo sus. Salut, Alex! Da, a fost o victorie grea și colegii mei au dat foarte mult pe teren, la toate fazele am încercat să marcăm, dar la unele am reușit, la unele nu și... Și eu mă mulțumesc cu prestația de azi. Astăzi, așa cum spuneam mai devreme, ai apărat foarte bine, dar ai și coordonat din teren foarte mult colegii din apărare. Ai răgușit, practic. Da, am anticipat foarte mult la colegi, să-i țin mereu în priză și nu doar pe colegi țipând, mă țin și pe mine în priză. Ce să ne așteptăm de acum înainte? Că, iată, se apropie și play-off-ul și echipa dă randament. Eu zic că o să reușim foarte mult în sezonul acesta și lupta pentru noi, noi am vrea să promovăm și eu zic că dacă ținem în linia asta o să reușim. N-am cum să nu te întreb, ți-a trecut supărarea pe tine pentru golul de la Lupac? Da, a fost un moment de neatenție pentru mine, dar am trecut vederea peste el și o să fiu mult mai atent. Mersi. Rog, o felicitări. Astăzi ai deschis poarta, ca să zic așa, către victorie. Salut, Alex. Într-adevăr, am deschis scorul, un meci foarte greu, mai ales prima repriză, dar rezultatul ne încântă, e un rezultat foarte, foarte bun. Aveam nevoie de el după meciul de la Lupac, în care am scos un egal și a fost dezamăgitor pentru noi. Execuția, cum ai explica-o? Noi de pe margine ne-am bucurat foarte mult, nu ne așteptam. Da, foarte interesantă, în primul rând. Într-adevăr, un gol frumos, un gol și puțin norocos, pentru că inițial am vrut să centrez pe lung, dar am lovit-o din greșeală foarte bine, ca să zic așa, și a intrat direct în poartă. A fost mai greu astăzi decât vă așteptați? Da, într-adevăr, avem meciuri dificile cu cei de la Girorduri. Mereu, dacă ne uităm la ultimele rezultate, ultimele meciuri pe care le-am avut cu ei, am avut meciuri foarte, foarte grele și cum s-a văzut, un meci greu. Dar ne bucură rezultatul. Cu drag. Alex, felicitări. Iată, o dublă astăzi, dar și o ratare monumentală. Trebuia să te prind la interviu, să ne spui ce s-a întâmplat acolo. Salut, Alex. Da, o victorie foarte importantă pentru noi. Însă așa cum a fost jocul, ne-am desprins încă din prima repriză la două goluri diferență. Cât despre ratare, ce să zic? Am jucat portarul, m-am relaxat puțin, am văzut că vine un adversar pe linia porții și am vrut să dau mai tare și am pierdut puțin precizia șutului. Însă felicit pe domnul profesor, felicit jucătorii mei, jucătorii, colegii mei că am câștigat cele 3 puncte și sper să o ținem tot așa. Alex, ai contribuit din plin, așa cum spuneam, la această victorie, dar n-a fost atât de ușor pe cât o arată scorul. Dacă te uiți pe tabelă și vezi 3-0, zici că a fost ușor. Corect, așa este. Este fotbal, trebuie să luăm fiecare fază în parte, fiecare execuție, la fiecare execuție trebuie să ne concentrăm. Am crezut că meciul este câștigat de la pauză și asta nu a fost bine, pentru că ne-am relaxat așa cum am zis și mai devreme. Dar într-un final a ieșit bine pentru noi, am mai dat un gol și pe sfârșit și am luat cele 3 puncte care cred eu că sunt cele mai importante. Sperăm să o ținem tot așa, pentru că se știe, este fotbal și de după vacanța de iarnă tot timpul este mai greu. Returul, ca să zicem așa, partea a doua a campionatului este mai greu decât prima parte. Merci. Mario, de data asta pentru voi a fost înfrângere după un joc viu disputat cu ocazii chiar foarte mari unele. Așa este, din punctul meu de vedere, scorul nu reflectă realitatea din teren. Cel puțin prima repriză, noi am fost cu ocaziile ei, că au fost mai incisivi, au fost mai realiști și acolo în fața porții au fost mai atenți și mai inspirați.
Dar asta este fotbalul, nu ești atent și nu bagi mingea în poartă și nu și din fericire, din fericire pentru noi am avut foarte multe cornere, am avut foarte multe lovituri libere, am avut din punctul meu de vedere un joc foarte consistent. A doua repriză, din păcate, nu am mai reușit să aducem așa mult mingea în fața porții, dar și a doua repriză cred că am avut o bară, am avut 3-4 centări în fața porții, unde băieții mei cred că dacă erau mai inspirați, altfel era soarta partidei. Din păcate am avut, înainte de începerea partidei, am avut probleme mari medicale, pentru că juniorul nostru în poartă a avut temperatură și a nevoit să schimbăm din nou partitura, pentru că făcusem o altă partitură, dar ăsta este fotbal, noi trebuie să ne adaptăm la situații, trebuie să găsim soluții și vedem mai departe ce va fi. Spuneai mai devreme de ocazii, de o bară, cine vede rezultatul, zice 3-0. Da, mincinos? Prea multe nu sunt de comentat la acest scor, dar eu cred că cei care au fost la acest joc și oamenii care au asistat la partidă, cred că alta a fost realitatea și alta a fost adevărul, pentru că noi am avut foarte multe șanse azi, foarte multe situații, cred că numai ghinionul a făcut ca noi să nu marcăm astăzi, dar am văzut și la echipe mari, nu marchezi, e un gol, te-ai destabilizat, mai intervine o greșeală două personală și apoi altul este dezordinul partidei. Se apropie finalul campionatului regular. Mulțumit, crezi că acel clasament reflectă oarecum și realitatea? Eu vorbim tot timpul, mi-a plăcut să vorbesc doar de mine și de echipa mea. Cred că noi puteam mai mult, atât în partidele jucate, cât și în cele rămase, că eu sper ca sâmbătă să reușim o partidă bună acasă, în fața propriilor spectatori, să intrăm în play-out cu o victorie. Cred că puteam mult mai mult. Am avut și partide unde am fost egalați pe finalul partidei, am avut iar partide unde am avut multă neșansă, dar ăsta este fotbal, știți prea bine, noi avem și fotbaliști care lucrează noaptea, a doua zi vin și joacă, deci nu este ușor să gestionezi o astfel de situație, dar noi suntem aici să găsim soluții și sper ca pe viitor să fim mai inspirați decât astăzi. Mulțumim!